Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice, a murit marți la vârsta de 91 de ani, a anunțat Reuters citând agențiile de presă din Rusia. Mihail Gorbaciov, care a încheiat războiul rece fără vărsare de sânge, dar nu a reușit să împiedice destrămarea Uniunii Sovietice, a încetat din viață marți la vârsta de 91 de ani. Gorbaciov, ultimul președinte al URSS, a încheiat acorduri de reducere a înarmării cu Statele Unite și parteneriate cu puterile occidentale pentru îndepărtarea cortinei de fier care a divizat Europa timp de aproape 50 de ani, ducând la reunificarea Germaniei. Când protestele pro-democrație s-au extins pe teritoriul națiunilor care formau Uniunea Sovietică, în 1989, el s-a abținut să folosească forța, spre deosebire de predecesorii săi care au trimis tancurile în 1956 în Ungaria și în 1968 în Cehoslovacia. Dar protestele au alimentat aspirațiile către autonomie în cele 15 republici componente ale URSS, ducând în următorii 2 ani la dezintegrarea haotică a Uniunii Sovietice. Gorbaciov a încercat în zadar să împiedice destrămarea URSS. Mihail Gorbaciov a devenit secretar general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică în 1985, la vârsta de doar 54 de ani. El a încercat să revitalizeze sistemul prin introducerea unor libertăți politice și economice limitate, dar reformele sale au scăpat de sub control. Politica sa, cunoscută sub numele de Glasnost, adică transparență, a permis criticarea partidului și a statului, lucruri de neconceput înainte, dar a înconjurat totodată naționaliștii să facă presiuni pentru independență în republicile baltice și în alte părți. Mulți ruși nu l-au iertat niciodată pe Gorbaciov pentru turbulențele pe care le-au provocat reformele sale, considerând scăderea nivelului de trai un preț prea mare pentru democrație. După ce l-a vizitat la spital pe Mihail Gorbaciov pe 30 iunie, economistul liberal Ruslan Greenberg a lucrat pentru ziarul Zvezda, aparținând forțelor armate, ne-a dat libertatea tuturor, dar noi nu am știut ce să facem cu ea. Mihail Gorbaciov avea 91 de ani când a încetat din viață. S-a născut pe 2 martie 1931. Tu ce părere ai de moartea lui Mihail Gorbaciov și ce părere ai de acest ultim lider al Uniunii Sovietice? Chiar sunt curios de răspunsul tău.